Feli, zi-mi și mie că e primul, eu sunt la Cancan de 2 ani aproape și nu te-am văzut la niciun eveniment până acum. De ce nu te văd la evenimente, Feli? Ce se întâmplă? Ba, eu de regulă sunt așa mai sălbatică și am un anxiety level așa mai mare și mai răruț că e mai drăguț pentru mine, dar se simte că devin tot mai sălbatică și se pare că îmi place și ratez chestii. Știi care e treaba? Poate să mă vezi mai des. Ar fi un punct bun de plecare evenimentul ăsta dacă stai să te gândești, însă eu mă întreb cum e posibil pentru un artist care cântă în fața a mii de oameni încă să mai aibă anxietate. Cum e posibilă treaba asta? Mă, cred că e simplu și normal până la urmă. Dincolo de rolul de artist, ești om. Și atunci când ești pe scenă, spui așa, te transformi în această persoană care e de neatins. Dar ești totuși, în cazul meu, Feli omul, cum e și Smiley, Smiley omul și toată lumea omul. Și atunci mi se întâmplă foarte des să nu pot să pun scutul ăsta de acum sunt vedetă. Și sunt, că, oricum eu sunt ca și acasă, doar că fricile astea, dacă vrei să le numești așa, în genul ăsta de evenimente cu multă lume, le țin cu greu sub frâu. Dar vreau să fac ceva nou și de asta și ies. Astăzi am fost, e al treilea eveniment la care merg, dacă-ți vine să crezi. Păi asta zic, tu ieși foarte rar, dar și când ieși pași 3 într-o zi. Adică tu nu stai la discuții. Ajung acasă la 4 dimineața. Ok. Vreau să te întreb, care e cea mai mare frică din viața ta? Uite că ai vorbit acum despre asta cu anxietatea și să mai intrăm un pic în zona fricilor. Mamă, deci o să intrăm acum într-o zonă din aia neagră, cu prietenele mele pe fundal. Da, perfect. Cea mai mare frică a mea este să nu mor înecată, că nu știu să nod. Păi nu intri în apă, e simplu. Păi n-am cum, pentru că... O am pe Nora Luna, care nu trebuie să știe fricile mele și atunci când sunt cu ea, sunt acolo power. Cea mai puternică, cea mai puternică. Și ea trebuie să știe să înoate, nu ca mami. Bineînțeles. Eu tot timpul îi zic că tu nu ai fricile mele, tu ești cea mai curajoasă, cea mai puternică, cea mai bună. Ultima întrebare, Feli, pe plan muzical, ce se mai întrevede? Că parcă ne lipsește așa, eu așa simt. Nu, am avut eu o perioadă în care am lansat piese mai rar pentru că așa am simțit. M-am focusat foarte tare pe viața mea personală, pe capul meu, pe inima mea și așa. O să lansăm acum, nu mai trebuia să lansăm undeva la începutul lunii mai, dar ne-am răzgândit chestii de astea de management și de strategie, că viața de artist nu e numai despre a scrie și a compune, este și despre artist, suflet, slash business. Dar o să lansăm pe la finalul lunii mai următorul single. Și nu știu, n-am planuri, nu am din astea povești de genul să spun wow, lansăm multă muzică, avem multe surprize pentru voi, pentru că eu sunt omul momentului în viața mea. Și dacă simți că ai bubuit-o, atunci o dai. O piesă, eu, mă refer. Nu, eu dau muzica oricum, muzica e făcută să fie împărțită cu lumea, nu trebuie dată strategic, doar că am avut eu o perioadă în care am simțit să stau așa mai în căsuța mea. Dar viața personală afectează cumva viața profesională? Adică se întrebă trebuie? Păi bineînțeles, afectează și viața profesională, viața personală, pentru că ele dacă nu sunt împletite semi în echilibru, nu prea merge treaba. Am înțeles, nu intrăm mai mult acolo, îți mulțumim foarte mult, să ai o seară extraordinară și să te duci să-ți alegi și tu o bijuterie, pentru că tu ești o bijuterie. Băi, ce frumos, mulțumesc. Ai văzut? Să mă chem la tine la podcast. La mine la nuntă. Mai ții minte când am fost la tine ca și am făcut Ardei umpluți în 2018? Doamne, Maica Domnului. Jur, a fost frumos, tot acum 5 ani. A făcut Feli niște Ardei umpluți când am fost la ea acasă. Bă, băiatule, extraordinar. Să rămână. Mersi. Să fie de bine. Pa.